Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vrem să vorbim despre un deputat de-al nostru din zona Sucevei. Nu zic că e al nostru personal, dar oricum, pe lângă faptul că este deputatul celor dintr-un anumit colegiu, s-a dovedit să fie și deputatul celor dintr-un alt colegiu. De ce? Pentru că a fost prins de cei de la gândul.info pariind la mai multe case, cum se zice. Adică pui și aici bilet, pui și aici bilet. Vezi unde iese mai bine. Mai exact, a votat în locul unui alt deputat. Cei de la gândul au zis că e vorba de Eugen Bejinariu și cel care a făcut votul dublu a fost de fapt Gavril Mârza. Ei, îi cunoaștem oarecum pe ambii din televiziune și în general. Haideți să aflăm ce părere are sucevenul despre lucrul acesta. Mai n-am ce comenta, deci sunt de acord cu el. A, că a votat și pentru colegul? Pentru care coleg? Eugen Bejinariu era lângă, adică a băgat cartela în ambele. În ambele? Da, deci nu se contra nici pentru el. Bă, omule, Gabriel Mârza, voi cel mare host că o stat la CJO și la Consiliul Județean. El și-a făcut la șcheie aici, conacul domnesc. O luat 3 hectare de pământ aici, 4, de la metru mai încolo. O poemare din colpi la nevastă pe 4 hectare. El nu-i nimica, nu are... Eu nu sunt de aici, din oraș. Dar nu știu nimic din Mârza, ce să spun, dacă nu știu nimic. Să-l pui cu mâinile la colț. Să-l pui la colț. Pentru binele cetățenilor. De ce? Ex-croc. Dar e mare ex-croc, el îți bate treaba lui, mi-ar la bătrâneța acasă, la pensie, nu se bate aici. Să le lasă mai tineri, cum e în echipor, vii altul mai tiner. Dar nu știu. Nu știu nimic, dacă nu sunt din oraș. Dar nu trebuie să fiți din oraș. Na, din nu județ sunteți, dar... Da, sunt din județ, dar nu știu, nu știu. De ce? De șmecher ce? Nu cunosc. Nu-mi dau seama așa cam ce ar trebui să primească. Deneau, dacă răspunde de el. Să ducă la Denea să răspundă aia, că el știu legile mai bine ca noi. Nu, no, nici atât de acum. Dar aici fac judic. Nu, judic. V-am zis să-l pui la colț pe copii, ca pe copiii care când era la școală, pe grăunță. Așa. Nu știu, mă abțină, se spune. Abțină. Da, și domnul Dumnezeu e foarte bun. Dar da, eu votam, că pe Mârza nu votez niciodată, că eu știu ce-a făcut el. De asta, eu știu mai bine, că eu sunt de aici, de aproape și știu care treaba. Doar el s-a certat și cu ăsta, cu Flutur, doar am doi sunt de la Cașvana. Doar stăm noi din Cașvana, Botoșana, ei sunt acolo vecini, s-au certat tot timpul cu ei. Și de asta, ei nu, n-ai ce face, zuc să acasă moșneacul ăsta, că el n-are ce scata pe aici prin târgul ăsta nostru. Nu pot să spun nimic. Am înțeles, și încă o întrebare. Mai, nu mă las, nu mă las. Cam tot așa pedeapsă. Păi, dar ce să le facă? Că doar văd că altfel nu au nimica. Măi, este foarte important, foarte important. Păi seriozitatea, deci una la mână, deci seriozitatea care deci trebuie să dea dovadă, una la mână. Să țină de cuvânt și nu numai promisiuni și altele. Deci, părerea mea. Deci, așa cred că ar spune toată lumea. Deci, și este de acord. Unitatea este foarte, cum să spun, dreaptă și să fie om din înțeles și să fie om cu oamenii. Nu fi numai pentru el, să fie muznarul lui, cum în ziua de azi, cum scoți ăștia la guvern sus. Să fie pentru dânsul, că nu ați văzut ce a făcut și ăștia acum. Dacă îi spuneau înainte a fi alegerile, nu era niciunul serios la putere acum. Tot era mai bun pe deleu. Nu ați văzut acum impozite și pe animale, și pe una și pe alta, impozite pe găini și pe toate absolut, impozite pe pământ. Acum ne-a dus la râpă cu tot. Mai rău ca în timpul Ceaușescu acum. E mai rău ca în timpul Ceaușescu acum. Pe vremea cum era înainte, cum era ăla, cum îmi spune, că l-am prins eu pe Gheorghe Iudej. Ăla era. Își vine acasă, eram un copil de 5 ani zile, vine acasă, de bunicul de acasă, de toate comediile ce avea de dat. Așa era viața, da, așa era înainte. N-aveai bani, îți luau lucruri de acasă, îți luau. Îți luau din casă ce puteau ei. Mă lasă eu. Dar nu pot să zic nimic. Dacă nu-i cunosc, cum pot să spun? Cum pot să... Un demnitar, da. Deputat, senator, trebuie sau nu să fie onest. Păi, categoric. Și cât de categoric. Importantă este atunci onestitatea pentru el? Este importantă, foarte importantă. Foarte importantă. Este. Foarte mult. Că lumea se uită și îl condamnă. Că dacă el face așa, pe noi de rând, clar că
N-aveam nicio educație de la dânși. Da, domnul B. E rezolvată. Da, am fost primul. Și uite așa, s-au rezolvat problemele. E amuzant, trebuie să recunoaștem. Acum că va apărea sau nu o mustrare, rămâne de văzut. Însă, în final, deja mă sună înapoi să fie sigur. În final, trebuie să recunoaștem că onestitatea este importantă pentru un demnitar. N-am ce să spun, să fac recomandări și așa mai departe, la fel cum a zis și un domn. Eu nu știu, domne, eu n-am fost, eu nu știu, eu nu cunosc. Bine, domne, și e corect sau nu e corect? Eu nu știu. N-am fost, nu mă pot da cu părerea, nu e bine să judeci, așa mai departe. Și am încheiat discuția. Urmăriți clipul de la cei de la gândul.info. Pentru Viața Bate, filmul Steve. Este știut și demonstrat faptul că românii sunt cei mai mari meșteri. O parte fac cea mai bună mobilă. Vino la Alsace Mod. Noi promovăm din totdeauna mobila produsă în România. La noi găsești un stoc variat de mobilă modernă din pal sau din lemn masiv tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptat la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Alsace Mod. Mobilă bună, românească. Promoția lunii. Dormitor Dest. Unic prin felul tău de a fi. Mobilierul din jur te reprezintă. MDFvopsit.ro. Suntem unici pentru dumneavoastră. Mobilier pentru dormitor, baie, bucătărie, camere de zi. Fețe din MDF vopsit, lucios sau mat. Fă-ți viața ca în filme. Accesează MDF-vopsit.ro. JKL Clinic România. Fii unic. Fii tu.